Tânărul director al Teatrului Anton Pan, până mai ieri actor, își propune să scoată artiștii către publicul larg și să formeze obișnuința vâlcenilor de a veni constant la spectacole. Nu-l sperie bugetul mic pe care îl primește de fiecare dată instituția aflată în subordinea Consiliului Județean Vâlcea, pentru care are câteva idei de rentabilizare. În plus, pentru că arta are și o componentă socială, se va adresa și celor care nu pot să ajungă la teatru. În afară de proiectul ăsta, vreau să mai avem încă 3 proiecte. Am depus deja pentru încă 4 alte proiecte finanțate de AFCN pentru anul următor. E vorba de un proiect la Horezu, un proiect, adică niște proiecte care ies puțin din clădirea teatrului. Un proiect la Horezu, un proiect care implică spitalele din tot județ, adică un spectacol cu care să mergem și să-l jucăm prin spitale. Un spectacol gândit special pentru copiii bolnavi din spitale. Un alt spectacol lectură pe un text original, astea vor fi la anul ăsta. O să mai avem un proiect tot legat de centenar, un proiect de teatru, adică proiectul lui David Schwartz, care a câștigat finanțare tot din partea Ministerului. Având în vedere că sunt în interimat, acum îmi fac și proiectele de management pentru concurs. Ideea e că, da, sunt puțin bani, dar nu cred că... Ca să vă fac puțin. Eu am lucrat mult în zona independentă în București, având un ONG. În zona independentă, nu când există puțin bani, există zero bani. Adică lipsa banilor nu mă sperie absolut deloc. Evident că e mult mai ușor să faci lucruri minunate cu foarte mulți bani, dar ele pot fi făcute și cu mai puțin bani. De asta am și aplicat la proiectele AFCN, tocmai pentru a atrage bani din toate părțile. O să încercăm o relație mult, mult mai bună și cu oamenii de afaceri, cu mediul de afaceri din Râmnicu Vâlcea, pentru a atrage sponsorizări, pentru a crea. Deci lipsa banilor nu mă sperie absolut deloc, că toată viața m-am vizit ideea și... Deci nu mă sperie absolut deloc asta. În capul meu, orice, adică pentru orice problemă există o soluție și dacă nu sunt bani, facem fără bani. Nu se poate fără bani, facem rost de bani. Adică nu există... Ca actor, tânărul manager a primit premiul pentru cel mai bun actor în rolul principal din spectacolul Pescărușul de Cehov, dar și marele premiu Amzapelea sau premiul Dorina Lazăr.